a fost primul tău contact cu sportul? Primul meu contact cu sportul a fost acum 11 ani, în clasa 4-a, când am venit pentru prima dată la clubul sportiv din Câmpina și am dat anumite probe și am reușit să intru și de atunci tot continui. Ce te-a atras la atletism? De ce atletism și nu alt sport? Eu nu am mai făcut alte sporturi înainte și pot să zic că a fost prima mea iubire, atletismul. Crezi în destin? Da, da. Ce materii îți plac la școală? Am fost de fapt mai bună la matematică decât la română, sportul, mi-a mai plăcut istoria și cred că atât, da. Dacă nu ai fi făcut atletism, ți-ar fi plăcut să faci un alt sport? Nu, de fapt da, mi-ar fi plăcut să fac handball sau volley. Un sporturi de echipă, așa. Da, da. Te uiți la filme? Când am timp, da. Și ce gen de filme preferi? Cele de amuzament, de dragoste, documentare. Cea mai bună carte pe care ai citit-o? Sau genul preferat pe care îl citești? Le citesc tot așa, cele de dezvoltare personală, cele psihologice. Acum chiar citesc o carte care se numește Corpul nu uită. Încă nu am terminat-o, dar este foarte interesantă. Ce flori îți plac? Trandafirii. Îți place să gătești? Da, da. Care e mâncarea ta preferată? Cred că pizza, chiar dacă o să aud întrebarea mea, dar pizza. Ce loc ocupă atletismul în viața ta? Are un loc foarte special, asta este sigur. Nu știu să fac un clasament, dar cred că ar fi pe locul 2-3. Și pe primul loc? Familia și prietenii și după cred că ar veni atletismul, da. Dintre toate locurile în care ai fost cu atletismul, unde ți-a plăcut cel mai mult? Polonia mi-a plăcut cel mai mult. Am fost chiar anul acesta, mi s-a părut o țară foarte curată, foarte frumoasă. Oamenii știu să se distreze, știu să și muncească, să sunt așa pe stilul meu. Vacanța ta preferată? La mare. Există vreun loc unde ți-ai dori să ajungi? Da, mi-aș dori să ajung în America sau în Dubai. Unde te vezi peste 10 ani? Peste 10 ani mă văd fiind profesoară de sport și probabil cu medalia olimpică și cu familie. Mult succes! Mulțumesc frumos!